Bună, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă arăt ce puteți face în satul Moș Crăciun din Rovaniemi, Finlanda. Rovaniemi este un orășel mic situat la cercul polar. Ca să ajungeți la satul Moș Crăciun, trebuie să luați un autobuz special. După ce ați ajuns în satul Moș Crăciun, puteți să faceți mai multe activități. Prima activitate pe care am făcut-o a fost să ne plimbăm cu sania trasă de reni. Apoi l-am vizitat pe Moș Crăciun la biroul lui. După aceea am pregătit tortă dulce cu doamna Crăciun. În fața biroului lui Moș Crăciun puteți traversa cercul polar. Dacă o faceți, primiți și o diplomă pentru aceasta. În satul lui Moș Crăciun se află Husky Park. Aici puteți să faceți o plimbare cu sania trasă de câini husky, apoi puteți să-i mângâiați. În satul Moș Crăciun puteți să vă cazați la mai multe căsuțe. În acest loc există multe atracții pentru copii, cum ar fi un restaurant din gheață în care în fiecare an schimbă statuile, un topogan de gheață în care vă puteți da cu roți de cauciuc. După ce ați terminat de vizitat satul Moș Crăciun, puteți merge la fabrica de jucării. Aici o puteți întâlni pe Moș Crăciun și pe spiritușii lui. Și puteți vedea cum se fabrică jucării. Vă las acum să descoperiți acest loc minunat. Aici sunt sortate scrisoarele pentru Moș Crăciun. Dacă vă plac parcurile de animale, vă recomand să vizitați Ranua Zoo. Aici o să întâlniți multe animale care trăiesc la cercul polar.
Sper că v-a plăcut această experiență minunată. Dacă doriți să vedeți și altele, abonați-vă la canalul meu. La revedere!